Frate, și bine v-am găsit la un nou episod. În acest episod o să înviem moartea lui Patrick King. Mulți dintre voi nu-l cunoașteți. Înainte să începem, vreau să-mi dați un like, să vă abonați și în caz că nu mă cunoașteți, intrați pe Instagram Tudoran Nicolae Andrei, pe Facebook tot așa. Acum, în 2016, Patrick King a murit pe stadion. Din câte știu eu, Patrick Ekeng avea ceva probleme cu inima. Haideți să vedem. Dacă vedem noi cu ea, aici cade pe teren. Bun. Aici s-a făcut răul lui Patrick Ekeng. Nu știu de ce, asta nu știu. Na. Iar dacă vreți să continuăm seria aceasta, dați-mi un like. Și hai să continuăm. Sâșnicei din echipală. Ekeng a căzut pe gazon. Dintr-o dată s-a și lovit cu capul. Da. Problema minimă. Deci asta știu. L-au dus la spital și pe ambulanță la resuscitare. Haideți. I s-a făcut rău și a căzut jos. Și plus că a dat și cu capul de pământ. Poate dinamoviști știau că Patrick Ekeng are probleme cu inima, dar... Deci aici, când a venit ambulanța, n-aveau medic. Frate, cum să n-ai medic când cineva e rănit? Sau... Na. L-au pus pe targă, n-a... Curăceala. Deci Patrick King a murit pe gazonul, a murit. A făcut stop cardiator. Pe terenul poate? Mă mir. Bun. Și o să revin. Bun, și-am revenit aici după ce l-au dus pe Patrick King la spital. Antrenorul de la Dinamo a primit un telefon de la medici. Hai să vedem. Deci medici de la spital îi spun că Patrick Ekeng a făcut stop cardiorator. Bun. Să vedem ce se întâmplă. Deci toți strigă Patrick Ekeng. Patrick Ekeng. Fine. Aici a aflat că Patrick Ekeng a murit. Făcut un stop cardiorator. Bun. Din păcate, acest jucător pentru Dinamo a fost cel mai bun.
Nu le vine să creadă, nu? Îți dai seama să zmoare un jucător? Nu știu. Ia să vedem, sunt toți, păcat că urmăm, asta a fost, aici toți jucători, efectiv toți jucători, erau pe gazon, colegul lor, din păcate, da. Patrick King. Nu le vine treabă, efectiv, nu. Mare lucru. Iar din câte știu, o să se adună mulți suporte în fața spitalului și fac protest. N-au avut medic. Deci, asta este. Păcat. Ai fost, cum v-am spus, toți plâng. Nu le vine să creadă că colegul lor a murit. Că-ți dai seama, frate, să îți moară un prieten, dar pe să-ți moară cineva din familie, Doamne ferește. Din moment ce tu te înțelegeai bine cu prietenul ăla, îl vezi. Mulți dintre voi nu știu pe Patrick King, așa că... Dinamo.